În anii Marelui Război s-a spus mama regină, regina răniților, regina soldat. După războiul de întregire i s-a spus și regina războiului unității naționale. A fost prima regină a României întregite. Avea darul de a preschimba suferința în speranță și trăia în inima ei ceva de neînvins. Nu se dădea bătută oricât de potrivnice erau toate. De Regina Maria vorbim și încercăm să-i conturăm portretul împreună cu dumneavoastră, domnule Filip Iorga, și propun să începem cu începutul. Cine este Prințesa Maria? De unde vine? Cum ajunge ea în România? Poate că locul din care vine are mare legătură cu ceea ce spuneați, cu această încredere în sine, cu această încredere în victorie. În timpul primului război mondial, atunci când toată lumea aproape abandonase, nu mai credea în victorie, România era toată restrânsă la o bucățică din țară, la Moldova, concentrată, inima bătea la Iași, nu inima României, atât cât mai era ea, și lumea era deznădăjduită, chiar și regele Ferdinand. Sursele spun și chiar în jurnalul, în memoriile reginei, se vede foarte clar că până și regele Ferdinand era destul de demobilizat. De unde venea această forță extraordinară a reginei Maria? Sigur că și din temperament, dar și din educație și dintr-o tradiție formidabilă a locului din care venea, și anume a Marii Britanii. Marea Britanie, la vremea respectivă, era cea mai mare putere a lumii, cea mai importantă putere colonială. De altfel, Imperiul Britanic a fost cel mai întins imperiu din istorie. Și britanicii, care în imperiul cărora soarele nu apunea niciodată, așa se spunea, pentru că aveau colonii peste tot în lume, pe tot globul, credeau în victorie și erau convinși că niciun război în care ei participă nu se poate încheia cu înfrângerea lor. De fapt, cam așa și arătase istoria. Încă de la victoria asupra invincibilei armada spaniole în vremuri îndepărtate și până mai recent, englezii câștigaseră cam toate războaiele. Și atunci, probabil undeva în educația și în formarea reginei Maria, această credință că acolo unde sunt englezii, unde sunt rudele ei apropiate, trebuie să fie și victoria. Venea deci din Anglia, era nepoata reginei și împărătesei Victoria, una dintre cele mai importante figuri istorice din istoria Marii Britanii, și era și nepoata țarului Rusiei. Avea deci două filiații foarte puternice, venea din două mari dinastii, dinastia de Saxa-Coburg-Gotha-Windsor, cum o cunoaștem noi azi, și dinastia Romanovilor. Avea, desigur, și sânge german, toate casele regale europene au și rădăcini germane. Și era verișoară cu țarul Rusiei, cel care avea să devină martir Nicolae al II-lea, cu regele Angliei, dar, asta e foarte interesant, și cu împăratul Germaniei, cu Wilhelm al II-lea, cel care, într-un fel, poartă răspunderea primului război mondial, sau cel puțin o parte a răspunderii. Era deci verișoară cu toți. Și acum sigur că putem să discutăm în ce măsură această Europa a verilor a devenit de fapt inutilă sau insuficientă în momentul în care marile interese economice, politice, strategice au intrat în scenă. Adică sigur că toate dinastiile erau înrudite între ele, dar asta n-a făcut, din păcate, ca Marele Război, ca Primul Război Mondial, să poată fi evitat. Asta e, și până la urmă casele regale au și plătit, pentru că după Marele Război a urmat, așa cum a fost numită, cascada tronurilor. Deci au dispărut imperiile rus, german, austro-ungar.
Și spuneam ceva mai devreme, și educația a fost foarte importantă în formarea acestei regine puternice, curajoase, încrezătoare în victorie și foarte rezistente. Știa să îndure, fiindcă asta mi se pare un element esențial al unui cap încoronat și al unui aristocrat în general. Să nu faci fasoane, să nu te vaiți și să suporți foarte mult. Eu nu mă dau bătută niciodată, spunea regina adeseori în timpul Primului Război Mondial și judecând după rolul pe care l-a avut în timpul Marelui Război, a putea spune că a fost un dar pentru România faptul că am avut o astfel de principesă devenită regină. Al cui e meritul că a ajuns la noi în țară? Pentru că știm că tatăl ei avea alte planuri de căsătorie pentru ea. Da, sigur că pentru Maria au fost și alte planuri, de altfel s-a cochetat chiar cu ideea unei apropieri de vărul ei, de viitorul rege al Angliei, dar până la urmă, iată că spre binele și spre norocul nostru, timidul Ferdinand a primit o soție care la vremea aceea, sigur că era și ea destul de fragilă și de timidă, era și foarte tânără. 17. Era minoră, da. A ales o regele Carol, al României. Exact. Aici e interesant pentru că mai târziu raporturile dintre ei au fost destul de complicate și de tensionate. Adică, la început. Ei au fost bucuroși că au obținut, că au realizat această uniune dinastică foarte valoroasă pentru România. De ce? Fiindcă România era totuși un stat tânăr. Nu era un popor tânăr, asta e adevărat, și atunci era necesar să ne îmbogățim această rețea de legături dinastice pentru a avea mai mult sprijin în Europa. Și sigur că dinastia germană a Hohenzollernilor s-a îmbogățit legându-se de dinastia Angliei, de dinastia Rusiei, care era și foarte aproape și de care noi ne temeam foarte mult și în urma tensiunilor de după războiul ruso-româno-turc, războiul de independență, când la sfârșit rușii nu ne-au tratat foarte corect și a rămas atunci această amintire neplăcută despre ruși, care cumva a dus și la consolidarea filonului și atitudinii filogermane în preajma Marelui Război. Dar iată că această rețea dinastică se îmbogățește prin căsătoria principelui moștenitor Ferdinand cu Maria de Edinburgh. Cum arată primii ani ai Mariei în România? Regele Carol I era destul de sever, impusese reguli stricte, relația lor nu a fost una foarte caldă la început, s-a transformat pe parcurs. Carol I nu excela la capitolul efuziunilor sentimentale. Sigur că în primii ani Maria încearcă să se integreze lumii românești și acum, ca să nu fim pudibonzi, avea și un temperament care o îndemna către a fi mondenă, către a fi prezentă, către a participa la balurile și la întâlnirile galante, să zicem, ale epocii. Începe să aibă și mulți admiratori. Acum, sigur că nu trebuie să cădem nici pe panta asta istoriei senzaționaliste. Da? E foarte facil să ne imaginăm tot felul de amoruri și de povești romantice ale tinerei Maria la București, în acest București încă foarte legat de Balcani și foarte plin de bârfe. S-a vorbit, nu, și despre Matila Ghica și atâtea și atâtea alte povești care ar fi existat. Părerea mea e că era pur și simplu o femeie frumoasă, tânără, plină de energie și care era greu să se conformeze rigorilor curții lui Carol I. Adică sigur că era altă generație, de aici au apărut și, să zicem, tensiunile dintre ei, care s-au accentuat în momentul în care au apărut copiii Mariei și ai lui Ferdinand și acolo s-a pus problema educării lor. Și a apărut discuția despre ce persoană ar fi fost mai nimerită, de exemplu,
să-l educe pe viitorul Carol al II-lea, primul născut. Carol I a susținut pe cineva, Maria n-a fost de acord. La momentul respectiv, se pare că Maria a avut dreptate. Nu era persoana cea mai potrivită, dar sigur, întotdeauna într-o casă regală există astfel de tensiuni între generații, atunci când se schimbă moravurile, obiceiurile. Până la urmă însă a înțeles și Carol I cât de pozitivă era prezența Mariei și cât de bine echilibra temperamentul ceva mai retras, mai savant, să spunem, mai timid al lui Ferdinand. Și relația dintre Maria și Carol I se schimbă spre sfârșitul vieții regelui. Când a înțeles Maria, care este misiunea ei publică? Cred că ea avea conștiința asta încă de la începutul vieții. Adică se născuse într-o familie regală, imperială, crescuse în preajma reginei Victoria. Știa destul de bine că o așteaptă o poziție publică. De altfel, românii au așteptat-o cu interes și a devenit destul de repede o figură populară și foarte prezentă. Dar cred că dificultățile au făcut-o să-și asume din plin acest rol, pentru care noi astăzi o omagiem și pentru care ne amintim de ea, în primul rând. Fiindcă nu putem ști, asta e istorie contrafactuală, ce ar fi fost regina Maria fără un război. Sigur, există biografii și există destine. Ar fi putut avea o biografie regală obișnuită. Dar neobișnuitul din biografia ei, care naște un destin pentru România, apare în contextul Marelui Război. Atunci a fost declicul, să spunem. 1914, când izbucnește primul război mondial, pentru Ferdinand și pentru Maria urmează 2 ani grei, 2 ani de neutralitate, nu numai pentru ei, ci pentru întreaga clasă politică, pentru că se discuta de care parte să intrăm în război. Cât de influent a fost atunci regina Maria și cât de mult a dominat, dacă putem spune așa, decizia politică, deși știm că femeile nu erau agreate atunci în domeniul acesta? În primul rând, a fost o perioadă foarte grea pentru Carol I. El era foarte hotărât să nu-și încalce cuvântul dat. Noi aveam o alianță secretă cu puterile centrale și el și-ar fi dorit ca România să intre în război de partea Germaniei, de partea Imperiului German și Austro-Ungariei, deci de partea țării lui de origine. N-a fost posibil pentru că opinia publică în România era deja destul de radical orientată împotriva puterilor centrale. Și atunci, sigur că ultima perioadă a lui Carol I a fost una destul de tristă. Iarăși, suntem tentați întotdeauna să alegem din istorie numai ceea ce e luminos sau ceea ce ni se pare favorabil unei teze pe care o construim. Vorbim despre Carol I întotdeauna ca despre un rege respectat, iubit, dar trebuie să spunem și că la finalul vieții a existat de fapt o tensiune între popor și regele lui și că mulți români l-au privit la momentul respectiv ca pe o frână în calea recuperării Transilvaniei, în timp ce regele, la rândul lui, a fost dezamăgit că România, să spunem, nu și-a ținut cuvântul față de puterile centrale. Deci a fost acolo și un astfel de episod pe care trebuie să nu-l ascundem. Însă Ferdinand I a fost foarte diferit. Era și din altă generație, avea și alt temperament, așa cum spusesem. Și sigur a existat și această influență determinantă a Mariei, de acum reginei Maria. Ce se întâmpla în țară? În special la nivelul elitelor, exista o dezbatere între adepții intrării României în război de partea Antantei și germanofili, cei care din teama de Rusia preferau
puterile centrale. E evident din mărturiile de epocă, din presa vremii, că această discuție era destul de dezechilibrată, adică germanofilii erau mult mai puțini. Asta e neîndoielnic. Nu înseamnă că dacă deznodământul a dat dreptate antantofililor, toți germanofilii erau lipsiți de patriotism sau erau așezați într-o parte întunecată a istoriei. Nu, aveau pur și simplu o părere despre poziția României care nu coincidea cu alianța cu Rusia. Era tocmai acea amintire a problemelor pe care România le avusese după războiul de independență. Era teama că o victorie a Rusiei ar fi însemnat, de fapt, până la urmă, dispariția României, pentru că rușii ar fi tins către strâmtori, către a cuceri Constantinopolul. Și atunci noi, stându-le în cale, am fi dispărut. Și atunci o alianță cu Germania ar fi însemnat salvarea de acest pericol rusesc. Însă aceste considerente, să spunem, destul de valabile din punct de vedere geopolitic, erau contrazise de dorința unei majorități a românilor și de quasi unanimitatea opiniei publice în favoarea eliberării Transilvaniei de sub ocupația austro-ungară. Fiindcă istoria nu se face numai cu mintea, numai cu hărțile în față. De altfel s-a văzut în prima parte a războiului că România nu era foarte bine pregătită să facă față provocărilor războiului. Se face și cu visuri și cu sentimente și era evident că România visa, românii visau la Transilvania. De ce se întâmplă asta? Pentru că transilvănenii au fost foarte prezenți în vechiul regat. Dacă școala ardeleană contribuise foarte mult la cristalizarea unei identități naționale moderne, despre asta vorbim, nu despre identitatea etnică medievală, despre identitatea națională modernă. Deci școala ardeleană din Transilvania contribuise foarte mult la cristalizarea acestei identități și în vechiul regat. Foarte mulți intelectuali, activiști naționali ardeleni trecuseră munții și se stabiliseră în țările române, în România. Fuseseră mulți dintre ei membri fondatori ai Academiei Române și avuseseră o prezență foarte activă în societate. Deci lumea știa ce se întâmplă în Transilvania, știa că există o majoritate românească acolo. Și opinia publică în majoritatea ei dorea eliberarea Transilvaniei. Și asta era presiunea căreia Carol I a trebuit să-i cedeze, deci a trebuit să accepte că România nu poate intra în război de partea puterilor centrale, iar Ferdinand i-a cedat și mai mult în sensul în care a acceptat ca România să intre de partea Antantei în război, sacrificând destul de mult Ferdinand, adică fiind, mă rog, șterși din cartea de familie a dinastiei de Hohenzollern. După Consiliul de Coroană, Ferdinand ar fi avut o discuție cu bătrânul său camerist, Neumann, căruia i-a spus, tu ești german, dacă vrei poți să te întorci acasă, eu a trebuit să trag spada împotriva alor mei pentru a reprezenta interesele țării al cărei rege sunt. Până la urmă a fost ajutat și de regina Maria să facă acest sacrificiu. Începe pentru ei o pagină și dureroasă pentru istoria noastră, dar și glorioasă pentru regele și regina României. Regina are un rol deosebit de important în timpul războiului, după 1916, după intrarea în război. Ar fi putut foarte bine să stea în luxoasele palate, chiar și la Iași. A găsit o locuință unde ar fi putut să trăiască departe de boală, de mizerie, de foamete, dar nu a făcut-o. De ce? În primul rând, da, sigur, a avut un rol esențial pe lângă Ferdinand în sprijinirea cauzei Antantei. Ea avea toate motivele, Anglia și Rusia, deci țările în care și-avea rădăcinile și rudele cele mai apropiate, erau în acea tabără și era convinsă de victoria taberei respective, deci dorea și binele României în felul ăsta. N-a fost numai un interes meschin, așa, de
alăturarea României într-o tabără pe care ea o agrea. Dar sigur că războiul începe, România are un front foarte extins și dacă la început merge bine, cucerim câteva orașe din Transilvania, în Uralele transilvanenilor de acolo, astea iarăși nu trebuie ignorate, chiar dacă acum problematizăm, vorbim și despre acei transilvaneni care nu visau neapărat la reunificarea cu România. Din nou, trebuie spus, și specialiștii în istoria Transilvaniei și a perioadei respective o spun, că exista o majoritate printre români în sate, în rândul preoților, a învățătorilor, a elitelor sătești, deci nu numai la nivelul elitelor politice, care a dorit și a lucrat pentru unirea cu România. Și entuziasmul acesta al ardelenilor când trupele românești intră spune totuși ceva, nu trebuie ignorat de dragul problematizării. Dar, sigur, au fost mari greșeli tactice, România a avut un front mult prea larg și n-a putut rezista. A apărut Turtucaia, au apărut bătăliile în urma cărora a fost pierdut Bucureștiul. Între timp, Regina Maria trecuse printr-o dramă personală, pentru că cel mai mic dintre copiii cuplului Ferdinand Maria, Mircea, murise copil și deci a fost și trauma asta foarte, foarte importantă. Se întâmplase chiar înaintea refugiului spre ea și nici nu apucaseră să se graveze pe mormânt numele. Exact, și e foarte impresionant că în momentul în care după război familia regală se întoarce la București și Regina Maria notează în jurnalul ei, în acea zi Regina își amintește și scrie și despre Mircea. Deci a fost cumva acolo și o reapropiere simbolică de mormântul ultimului copil. Și urmează perioada refugiului. Sigur că în contextul respectiv era destul de greu să se fi izolat sau să fi dus o viață confortabilă. Sunt și mărturii ale principesei Ileana, care era copil atunci, nu știu, 8-9 ani, 10 ani, și care povestește că până și familia regală era supusă unor constrângeri în viața de zi cu zi. Nu numai că, mă rog, participau la efortul ăsta de război, cum făceau toate femeile din familiile regale europene, făceau feșe pentru soldați și așa mai departe. Există și mărturii din dinastia Rusiei, de la prințesele care aveau să fie ucise de bolșevici, că și ele se ocupau de așa ceva. Dar erau constrângerile alimentare, de exemplu. Mâncau prost și puțin. Nu mâncau în fiecare zi carne. Exact, să nu ne mai imaginăm că familia regală stătea într-un palat liniștită și restul populației murea de foame. Pentru că, da, în timpul refugiului, în acea iarnă grea, 1916-1917, au fost și multe boli, a fost și tifosul exantematic, foame, s-a murit și de foame, s-a murit și de boală, s-a murit și pe front. Și aici probabil e acel declic de care vorbeam, nu? Regina își pierduse și un copil, își vedea țara aproape dispărută de pe hartă, își vedea propriile ei rude în dificultate, Germania părea să aibă încet, încet câștig de cauză și a simțit că trebuie să fie activă, că trebuie să-și sprijine supușii. De asta a început să meargă pe front, să se ocupe de răniți, de acolo aceste supranume de mama regina, de mama răniților și așa mai departe. Ajunge chiar în prima linie, pe front, pentru că era interesată să vadă cum trăiesc soldații și știa că prezența ei în mijlocul lor îi va încuraja. Îi însuflețea, da, da. Adică era nu numai
o alinare, sigur că era o alinare când venea regina la patul rănitului sau al bolnavului, dar era și o îmbărbătare, adică parcă ți-ar fi fost rușine să te vaiți sau să te plângi sau să nu mai mergi înainte la luptă când vedeai o femeie, că chiar dacă era regină, dar era totuși o femeie cu o constituție destul de fragilă, că rabdă și merge în locurile astea așa de puțin plăcute vederii până la urmă. E foarte, iarăși, remarcabil că nu se temea de boală. Alt element, probabil moștenit din educația asta sportivă, britanică, credința asta că nu se poate lipi vreo boală de ea. Și știm că tifosul exantematic era răspândit de insecte atunci, de păduchi, să o spunem pe românește. Era lipsa igienei și... Iar regina Maria mergea peste tot unde erau spitale, nu numai în Iași, în toată Moldova, nu-și punea mânuși pe mâini, sfida practic moartea, expunându-se în același timp. Din nou, de unde atâta tărie? Să nu te gândești că mai ai copii de crescut? Bine, da. În cazul unei regine așa de conștiincioase, familia ei nu erau numai proprii copii. Familia ei era România întreagă. Ea așa a spus tot timpul, a scris și în testamentul ei. Românii erau ca și copiii ei, soldații care luptau, și atunci își asuma toate aceste pericole. Pe urmă, încep să apară razele de lumină, și anume venirea misiunii franceze. Bine, ea venise mai devreme, dar începe să fie prezentă și activă înaintea bătăliilor, victorilor din 1917. Și aici o relație foarte importantă pentru destinul României în anii aceia, relația dintre regina Maria și generalul francez Berthelot. Iarăși trebuie spus și despre Berthelot că destinul lui în primul război mondial e mai degrabă legat de România decât de Franța. Adică, sigur, era un ofițer cu o bună educație militară, foarte bine pregătit, dar a fost acuzat în Franța că unele decizii ale lui la începutul războiului, atunci când Germania a atacat, nu au fost cele mai fericite. Deci el nu era privit foarte, foarte bine în Franța. Mă gândesc, de fapt, la misiunea lui în România și ca la un exil, într-un fel. L-au trimis undeva mai departe, mai la est. Și nici rușii nu-l priveau, prea bine spunându-i că ești mai român decât românii. Rușii nici atât, sigur, dar el s-a atașat foarte mult de români. Sigur că ne și ironiza, vorbea de splendida noastră dezorganizare, dar cred că un rol esențial în atașamentul lui față de România l-a avut și regina Maria. Faptul că a admirat-o foarte mult, că l-a fermecat într-un fel. Regina Maria avea și acest secret. Avea un farmec personal aparte. Avea o carismă și s-au înțeles foarte bine, s-au întâlnit pe acest teritoriu al credinței în victorie. Și unul și altul erau convinși că până la urmă, oricât de rău ar arăta situația pe front la un anumit moment, victoria finală va fi a taberei Antantei. Și s-au înțeles și chiar la un moment dat, foarte interesant că regina Maria notează, încearcă să-l ia aliat pe Berthelot în fața lui Ferdinand, adică îi spune, încearcă să-l convinge, încearcă să-l îmbărbătezi, să nu-și piardă speranța. În timpul refugiului, când regina plinește 42 de ani, scrie în jurnalul său așa, copiii mei au adus daruri ciudate. Ileana mi-a dat 4 rațe, iar copiii mai mari un porc, toate pentru cantinele din sate. Nando mi-a dat bani ca să-i folosesc pentru săraci. Primește rațe și porc. Știm că ea avea în satele din Moldova mai multe cantine pentru orfani, ospătăriile Mircea, cam toate se numeau la fel, în memoria prințului Mircea, pierdut la doar 4 ani. Ce ar spune asta despre familia regală a României? Cum ar trebui să privim sacrificiul pe care ei l-au făcut atunci? Surprinzător felul în care această familie străină, până la urmă, nu era niciunul născut în România, nici Ferdinand, nici Maria,
cât de mult s-au atașat și cât de adânc s-au dedicat acestei cauze. Dar trebuie să fim și conștienți că n-aveau alternativă. Adică trebuia să ofere un model ce ar fi putut să facă în momentul respectiv. Nu se puteau desolidariza de restul populației. Trebuia să ofere un model de austeritate, trebuia să fie prezenți acolo alături de populație și, de asemenea, nu trebuie uitat că tronul lor era amenințat. Adică erau voci la București, în zona ocupată de germani, care solicitau înlocuirea dinastiei românești, înlocuirea lui Ferdinand cu un alt principe german, pentru că Ferdinand trădase cauza germană. Și atunci, nu-i așa, supraviețuirea familiei regale pe tron, dar chiar supraviețuirea fizică, erau legate de victoria finală a Antantei. Nu-și făceau prea multe iluzii că un Wilhelm al II-lea victorios i-ar fi cruțat și i-ar fi lăsat în continuare pe tronul României. Așa că era acolo și era și pragmatism și era și sentiment. Cele două întotdeauna trebuie să meargă împreună. Dacă e doar sentiment, efectele sunt fragile. Dacă e doar pragmatism, efectele pot fi cinice. Și atunci la familia regală a României, în mod fericit și pentru România epocii, s-au întâlnit aceste două linii și mai trebuie spus că n-au fost singuri. Adică nu putem vorbi despre familia regală sau despre Regina Maria ca despre un fenomen izolat în România ieșeană a lui 1916, 17, 18. Au fost foarte multe personalități importante care au urmat exemplul. Ținut România în viață până la urmă. Și Nicolae Iorga și tânărul George Enescu și putem da astfel de exemplu la nesfârșit. Din jurnalul reginei reiese că ei nu s-au agățat totuși de tron, pentru că regina spunea că mai bine ar abdica regele Ferdinand decât să ratifice acea pace de la Bufta. Ea a fost foarte supărată din cauza acestei cedări, a privit-o ca pe o mare umilință. Și în contextul ăsta existau și discuțiile cu Bertholon, încerca să-l convingă pe Ferdinand să nu facă acest gest. Pe de altă parte, din punct de vedere strategic, era necesar să o facă și de data asta poate că Ferdinand, liniștitul și pragmaticul Ferdinand, a fost mai înțelept decât pătimașa și curajoasa regină. România ar fi pierdut foarte mult dacă Ferdinand ar fi abdicat, adică ar fi pierdut acel liant către care soldații priveau, regele promisese împroprietărirea. Dacă ar fi dispărut regele, nu se știe ce s-ar mai fi întâmplat ulterior, când România trebuie să reintre în război. Deci, sigur că a fost un moment destul de umilitor pentru România atunci, dar și o pace foarte grea. A mai fost un sacrificat atunci, Marghiloman, care după război a fost privit ca un trădător, ca un colaboraționist, dar care în epoca a avut acordul regelui, au existat discuții chiar și cu Brătianu, ca această partidă de la București să-și asume semnarea unei păci cu puterile centrale. A fost cumva, a fost o încercare de a juca la două capete, ca să folosim un limbaj așa mai colocvial, de a asigura supraviețuirea României în oricare dintre deznodămintele posibile ale războiului. Dar asta n-a însemnat că aici nu s-a sperat în continuare într-o reintrare în război și într-o victorie finală. Lucru care s-a întâmplat la sfârșitul lui 1918. Iată că regina a avut dreptate să creadă în victorie până la sfârșit. România nu a fost acceptată ca stat cu drepturi depline la conferința de pace de la Paris. La un moment dat, la îndemnul lui Ionel Brătianu, regele Ferdinand acceptă ca regina Maria să
să iasă în scenă. Care este rolul reginei Maria la conferința de pace de la Paris? Cum a fost chiar ea întrebată odată de ce s-a dus la Paris. Și ea a spus, răspunde, m-am dus ca să ofer României o față, un chip. De fapt, ăsta e rolul esențial. E și credința mea că, dincolo de teoriile istoriografice care sigur au dat în ultimele decenii mai multă pondere mișcărilor de adâncime ale istoriei, acelor forțe oarbe, să le spunem, continui să cred că personalitățile au un rol foarte important în istorie și că nu numai forțele oarbe schimbă destinele națiunilor și le influențează, ci și personalitățile. Și Regina Maria este un astfel de personaj. Eu cred că încă nu avem o imagine completă și nu conștientizăm suficient cât de important a fost rolul ei la conferința de pace. Din punctul meu de vedere, e chiar mai important decât ceea ce s-a întâmplat în timpul războiului. Sigur că are un rol fabulos atunci în îmbărbătarea oastei și a românilor, dar acolo, la conferința de pace, în contactele ei cu vărul, regele Angliei, cu politicienii francezi, cu cei americani, acolo este de fapt cel mai important rol pe care ea l-a jucat. De ce? Pentru că a oferit această față, care era o față fermecătoare, inteligentă, cu foarte mult carismă și cu foarte multă autoritate. Era destul de greu să-i reziști și sunt de altfel și mărturii din epocă, nu? Care evocă această autoritate a reginei și felul în care îi putea chiar să domine oameni foarte puternici, dar nu să-i domine în mod brutal, ci într-un mod foarte fermecător. Și a reușit în felul ăsta să așeze România mai în față acolo, cu câteva bănci mai în față, în clasa statelor nou alcătuite sau întregite sau modificate sau adică a oferit României ceva ce Brătianu, de exemplu, nu putea să ofere, deși are merite indiscutabile și foarte, foarte importante în nașterea României mari. E până la urmă omul care a gândit ceea ce s-a întâmplat cu toate greșelile lui, cu toată slaba pregătire armatei în 1916. A fost mintea limpede care tot timpul a gândit această construcție a României mari. Pe urmă, dincolo de elitele din Transilvania, din Bucovina, din Basarabia, care și-au dorit, reprezentând majoritatea ale populațiilor românești de acolo, unirea cu regatul României, dincolo de toate astea, povestea asta trebuia spusă de cineva. Și e foarte important în anumite momente istorice să ai o voce legitimă, să ai o voce convingătoare. Și regina vorbea perfect englezește, înțelegea foarte bine nuanțele, spre deosebire de Ionel Brătianu, care vorbea franțuzește doar. Da. A fost și știm cu toții că până la urmă Wilson și punctele lui și ponderea Statelor Unite a fost esențială la hotărârile care s-au luat la conferința de pace. De altfel, și intrarea în război a Statelor Unite a întors cumva lucrurile și a condus către victoria mai rapidă a Antantei. Așa că, da, iată, și limba engleză, de exemplu, vorbită foarte bine, a fost un atu. Dar, în primul rând, faptul că vorbea pe aceeași limbă, și nu mă refer nici neapărat la limba engleză, vorbea pe aceeași limbă cu oamenii cei mai importanți ai lumii. Adică una e să te duci tu ca politician dintr-o țară încă destul de mică și de puțin cunoscută în lume și care, să nu uităm, semnase și o pace separată cu Germania și asta a atârnat destul de greu, adică nu s-a uitat lucrul ăsta. Deci eram privit cu destul scepticism.
Una era să vină un politician dintr-o astfel de țară și alta era să vină o persoană care nu numai că era cunoscută, dar era egală a celor cu care parlamenta, pe care încerca să-i convingă. Și atunci, poate ni se pare ieșit din comun sau copilăros, dar da, politica se face și așa, s-a făcut așa și probabil că se face în continuare așa. Se face și prin prietenii, se face și prin farmecul personal, prin puterea de convingere, care uneori sunt mai puternice decât anumite interese ale anumitor grupuri sau cercuri de influență. Vine anul 1926, când se află de boala regelui Ferdinand. Regina Maria nu este inclusă în regență. Cine se împotrivește și cum e afectată regina? Că până la urmă ea a considerat că ar fi meritat un astfel de rol în viața României. Aici ne putem întoarce la problema asta a excluderii femeilor din viața politică. Sigur că femeile în România, în epoca respectivă, nu erau prezente în politică, în parlament, în guvern și era o politică dictată de bărbați. Așa? Așa că, sigur, a fost cineva din familia regală în regență, dar nu o femeie. Regina era o persoană destul de greu de ținut sub control. Autoritară și voluntară, asta e, da. Adică era mai greu de controlat. Ei au fost destul de apropiați, Ionel Brătianu și Regina Maria, dar sigur că Brătianu se dorea lider absolut și atunci apărea o astfel de concurență. Cum afectează pe regina lăsarea ei la o parte? Sigur că e o nemulțumire aici și ea va fi accentuată în timpul domniei lui Carol al II-lea, care în 1930 se întoarce din exil și devine rege. Aici are și o relație destul de tensionată, poate și fiindcă se mânau destul de mult, adică Carol al II-lea are foarte multe caracteristici care îl aseamănă cu mama lui. E foarte voluntar, e foarte autoritar, are farmecul ăsta personal, dar în același timp își dorește să controleze totul și nu agrează foarte mult popularitatea mamei lui, care era încă foarte vie în rândul populației. Așa că o îndepărtează treptat, o exilează, să spunem, din viața publică și ea sigur că suferă foarte mult, de altfel în jurnal se pot citi multe pagini despre Carol, despre felul în care Carol o tratează, despre chiar și în ultimii ani în care ea e bolnavă și scrie despre copiii ei, scrie uneori cu amărăciune despre unii dintre ei. Ferdinand murise în 1927. N-am povestit cum a afectat-o pe regină dispariția regelui. Relația dintre cei doi a fost destul de sinuoasă. Totuși, atunci când a fost greu pentru țară, au fost împreună. Și sigur că, iarăși, aici intrăm pe teritoriul ăsta destul de minat, așa, al relațiilor conjugale, amoroase. Nu știu dacă a fost un cuplu perfect din punct de vedere sentimental, n-au semănat foarte mult, au fost foarte, foarte diferiți, interese diferite, stiluri diferite și totuși în momentele esențiale au dus împreună România în cârcă, să zicem, și a fost o legătură de mare prietenie și de mare respect între ei, de asta dispariția lui Ferdinand o afectează foarte mult. Că au fost între timp sau n-au fost relații extraconjugale aici, în fine, poate că trebuie să mai așteptăm să mai studiem, să mai... Într-adevăr, Barbu Știrbei a fost foarte apropiat de... Asta e evident, se vede din corespondența lor, au fost foarte legați. Acum, în ce măsură a fost mai mult de atât? Sigur, a mai fost și acea apropiere de Joe Boyle în timpul războiului, dar dincolo de toate astea, căsnicia lui Ferdinand Maria este căsnicia
este România Mare, până la urmă. Este cuplul regal care a reușit în niște împrejurări foarte complicate și cu foarte multe riscuri să conducă România în mod coerent și să ofere un model valabil. Adică nu s-au, chiar dacă au existat tensiuni între ei, n-au fost vizibile și n-au afectat viața țării, ceea ce nu se poate spune despre generația următoare a familiei regale, deci despre Carol al II-lea, care, având într-adevăr aceeași fire, să spunem, năvalnică a mamei lui și semănând mai puțin cu Ferdinand, n-a știut să-și canalizeze energiile și pasiunile și chiar patimile în așa fel încât să n-afecteze viața politică și bunul mers al afacerilor țării. Acolo lucrurile au fost mai tulburi. Regina Maria a murit în 1938, la aproape două decenii de la întregirea țării. Era în străinătate la Dresda, cred, la tratament, când simte că îi se apropie sfârșitul și vrea să se întoarcă în dulcea țară, cum o numește. Deși starea ei era foarte gravă, nu vine cu avionul, vine cu trenul. Sunt mai multe variante aici. Care dintre ele ar fi cea mai apropiată de adevărul istoric? De ce nu vine cu avionul? Se opune cineva? Aici, iarăși, a fost acuzat Carol al II-lea de mulți comentatori că nu i-ar fi oferit cele mai bune condiții de tratament. Acum, adevărul este, a apărut recent jurnalul din ultimii 2 ani de viață ai reginei Maria. Se vede foarte clar acolo că s-a încercat, că a avut foarte mulți medici, a mers la tratamente, însă nici azi diagnosticul nu e clar. Sigur, Carol al II-lea voia să fie stăpân absolut al țării și mama lui să-l lase în pace. Asta nu înseamnă că își detesta mama, adică, bun, trebuie să judecăm în mod așa, să judecăm la rece și să nu absolutizăm anumite momente sau anumite tensiuni care au existat. Cred că, până la urmă, era și medicina mai puțin evoluată ca azi. Să ne amintim că și Ferdinand cam murise dintr-o eroare medicală, deși era regele țării și nu își dorise nimeni asta, n-a fost niciun complot. Asta a fost. Medicina a putut mai mult la momentul respectiv. Nici azi nu e foarte clar ce a avut regina Maria. A fost o combinație de factori. A murit, de fapt, foarte tânără pentru standardele noastre de azi. O femeie care fusese perfect sănătoasă și care nu se temuse de boli și care nu fusese nici măcar, eu știu, n-a avusese nicio boală mai... Gripă spaniolă, la sfârșitul războiului, da. Dar s-a vindecat. Adică... Da, avusese, dar trecuse peste toate. Mai apar în jurnalul ei tot felul de relatări. Da, sunt răcită, tușesc, dar mergea și făcea activitățile, nu... Nu se lăsa deloc impresionată de aceste mici accidente. Iată însă că la sfârșitul vieții destul de greu e, are o perioadă dificilă, totuși până în ultimul moment speră și jurnalul din ultimele zile de viață arată asta, că scria, parcă mă simt mai bine, încep să-mi revin. Și ce e foarte emoționant în jurnal, chiar în pe ultima pagină acestui jurnal, își amintește sau se referă la dulcea țară, la România. Asta este gândul ei chiar și la sfârșitul vieții. Și sigur că faptul că a vrut să vină în țară, atunci când și-a simțit sfârșitul aproape, iarăși spune foarte multe. A avut o înmormântare fastuasă, ținem minte acel doliu de culoare deosebită. Liliachiu, da, era culoarea preferată a reginei. Mov, da, pe care generația bunicilor noștri, chiar bunicii mei îmi povesteau, bunica a văzut acest doliu la Ploiești, bunicul a participat chiar pe stradă la mormântare și l-a marcat, adică a fost un eveniment care a marcat o generație, pentru că regina era foarte
foarte iubită, poate și în contrast cu regele de atunci, cu Carol al II-lea, care deja devenise destul de impopular. Amintirea reginei care traversase împreună cu România Marele Război și care fusese regina României Mari, încoronată ca regina României Mari la Alba Iulia în 1922, n-am amintit asta, și care făcuse și foarte multă propagandă de bună calitate, nu cuvântul e compromis. Dar cărțile ei, nu numai prezența ei, dar și cărțile ei, ceea ce scrisese despre România, faptul că publicase și în engleză, și în franceză, și în alte limbi de circulație, contase foarte mult în mai buna cunoaștere a țării. În 1938, în presa vremii, se scria că pentru poporul român moartea reginei este o înfrângere. Ca o concluzie, pentru generațiile de azi, pentru generațiile viitoare, cum ar trebui să ne amintim pe Regina Maria? Care ar fi calitățile ei de femeie, de regină? Care ar fi portretul pe care ar trebui să-l avem permanent în minte atunci când ne gândim la ea? O regină născută aristocrată, dar care a știut, poate tocmai grație acestei educații aristocratice, să îndure foarte mult și să încurajeze pe alții. O femeie foarte curajoasă și foarte voluntară, care s-a implicat în viața țării și în viața politică, fără însă să fie o feministă. Adică a păstrat acele caracteristici ale feminității care au și ajutat-o să-și facă datoria pentru țară. Adică a fost și o femeie fermecătoare și o artistă desăvârșită, o bună scriitoare, o femeie foarte preocupată de încurajarea artelor, de toate acele lucruri pe care le asociem, sigur, ca pe niște clișee uneori, cu ceea ce trebuie să fie sau să însemne o femeie în societate. Deci puternică, prezentă, voluntară, dar în același timp feminină, fermecătoare, care și-a cultivat frumusețea, care a avut și vanitățile ei, care iubea foarte mult rochile frumoase, parfumurile bune, fără ca asta să o diminueze cu ceva, dimpotrivă, aș spune. O persoană care, având foarte multă autoritate în viața ei, a avut multă putere pe mână, n-a abuzat de ea și, deși avea un simț critic foarte dezvoltat, adică știa să judece, știa să facă diferențe, să discrimineze în mod inteligent, dar care n-a făcut-o niciodată cu răutate. Și citind jurnalul ei, memoriile, vedem că până și acele portrete ironice sau care aparțin unor persoane pe care nu le-a agreat sau cu care a fost chiar în conflict, nu sunt încărcate de venin, ceea ce e ceva remarcabil. Și avem alți memorialiști care ne arată că poate exista mai mult venin și că nu era obligatoriu, nu, ca acest stil, să-i spunem, mai blând, mai împăciuitor să existe. Dar ăsta a fost stilul Reginei Maria. Așa a reușit să adune oamenii, să-i facă să stea împreună, chiar și când erau din partide diferite. Le impunea măsura și respectul pentru anumite valori în care merita să creadă cu toții. Și mai cred că Regina Maria în istorie este o învingătoare, nu numai pentru că a fost martora nașterii României Mari, pentru că și-a împlinit destinul ei de regină, pentru că lasă o moștenire literară formidabilă, ci și pentru că, iată, după 100 de ani, dacă ar fi să facem un sondaj, eu cred că ar fi cea mai populară femeie din istoria României și cea mai iubită regină, cu siguranță, dar cred eu și cea mai iubită femeie din istoria noastră. Și poate fi un model astăzi pentru cei care sunt în căutare de modele? Nu e ușor să ții un astfel de model. În același timp, e bine să ne luăm modele dificile. Pentru că dacă nu avem către ce să tindem, vom rămâne în propria noastră mediocritate. E un model dificil,
dar e un model care ne poate inspira, măcar în a suporta cu mai multă eleganță anumite împrejurări mai dificile, în a ne dedica și celorlalți atunci când am fi poate îndemnați să ne ocupăm numai de propriile noastre interese, să fim mai deschiși la minte. A fost un om foarte deschis la minte, uneori poate chiar excentric pentru cei din jur. Să nu uităm că a fost îndrăgostită de filozofia Bahai, că a construit la Balcic un castel care purta elemente ale creștinismului, islamului și iudaismului. Deci o minte deschisă și întotdeauna curioasă, vie, care nu s-a închis nici într-o poziție de forță, da, de oferită de regalitate, nici într-un punct de vedere foarte îngust. A rămas întotdeauna deschisă către lume și în același timp s-a oferit foarte mult lumii. Sper că cei care au urmărit emisiunea au aflat despre Regina Maria lucruri pe care fie nu le-au cunoscut niciodată, fie l-au uitat. Vă mulțumim, domnule Filip Iorga, pentru acest interviu.